Ați auzit ultimele noutăți în cazul Caracal? Așteptați-vă la un șoc! Veți vrea să aflați până la sfârșit. Cutremur total în dosarul Caracal, așa cum nimeni nu credea posibil. Gheorghe Dincă, condamnat la 30 de ani de închisoare pentru omor, susține că are dovada care l-ar putea scoate de după gratii. Curioși să aflați ce se întâmplă? Rămâneți cu noi până la finalul acestui articol pentru a afla toate detaliile. Dosarul Caracal se judecă în spatele ușilor închise, iar Dincă susține că are dovezi că a fost bătut și obligat să-și schimbe declarațiile în timpul anchetei. Ce spuneți de asta? Mai mult, el continuă să se declare nevinovat. V-ați fi așteptat la așa ceva? Bărbatul le-a spus judecătorilor că are o probă clară care arată că a fost bătut de un comisar de poliție și că este în posesia unei înregistrări care poate dovedi asta. El a adăugat că a fost nevoit să-și recunoască vinovăția, deși nu a săvârșit faptele imputate. Oare acest lucru ar putea schimba cursul procesului? Gheorghe Dincă a cerut audierea procuroarei Oana Schmidt-Hăineală, fostă șefă la DICOT, despre care susține că l-a forțat să-și schimbe declarația. În timpul audierii sale la DICOT, el a declarat că Alexandra și Luiza au părăsit casa lui în viață, fiind luate de două persoane implicate în traficul de persoane, Ștefan Buță și Petruța Mogoșeanu, scrie Fanatic. Oare ce se ascunde în spatele acestor afirmații? Fosta șefă la DICOT, Oana Hăineală, i-ar fi interzis lui Dincă să treacă în declarație cele două nume, susține un monstrul din Caracal. Un alt personaj pe care Gheorghe Dincă l-a solicitat ca martor este Mircea Popescu, investigator sub acoperire. Se pare că acesta a fost introdus în celulă cu inculpatul principal și l-a înregistrat pe acesta în timp ce descria cu lux de amănunte cum le-a violat și ucis pe cele două fete. Oare ce impact vor avea aceste informații asupra cazului? În ceea ce le privește pe Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu, judecătorii au pus definitiv cruce oricărei tentative de a afla vreo informație despre soarta lor. Ei au răspuns că solicitările repetate ale avocatei Carmen Obirșanu, în vederea stabilirii locului în care se află victimele, nu pot fi primite în instanță, excedând obiectului probațiunii care constă în demonstrarea existenței infracțiunii și săvârșirea ei de către inculpați. Mai pe înțelesul nostru, judecătorii spun că nu e treaba lor să le găsească pe fete, ci să-l condamne sau să-l achite pe Dincă. De găsirea fetelor trebuie să se ocupe poliția. Oare acest lucru este corect? Paradoxal, în acest moment, cu excepția DICOT, toate părțile implicate în proces, de la Dincă la avocații familiilor victimelor, susțin, fie că fetele sunt în viață, fie că nu există suficiente dovezi care să probeze uciderea lor în curtea inculpatului din Caracal. Ce se va întâmpla în continuare în acest caz tulburător și plin de suspans?